Un delicio. Spero che hai cercato già questa ricetta e tiramisù come lo faccio io a casa, con cioccolato, con frisca, con spuma di caffè. Un delicio. Tiramisù, făcut de Camelia. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Începem cu prăjitura tiramisu. Eu am să o fac în acest vas. Așa aici. Și am să-l tapetez cu folie alimentară, că după aceea am să-l întorc. Așa, și repetăm ingredientele. Am aici 225 de biscuiți savoiardi, 200 de smântână lichidă neîndulcită cu 100 de grame de ciocolată și o să punem ciocolata în interior. Aici am 250 de grame de frișcă și aici am spumă de cafea, aici punem cât dorim noi să fie gustul de cafea accentuat. Aici am 250 de grame de cafea, să nu iem savoiardi și o să ne mai trebuiască cacao cât este necesar ca să vezi cacao, ca să punem pe deasupra. Așa. Eu am să pun în microunde să încălzesc frișca, ca să punem ciocolată să se topească și smântâna sau frișca o aducem la punctul de fierbere și apoi punem ciocolată în interior. Am încălzit frișca noastră. Și acum o să punem, deci avem 200 de grame de frișcă și punem ciocolata și bucățele în interior să se topească. 100 de grame de ciocolată. Și o lăsăm aici deoparte. O să tapetăm vasul nostru unde o să facem tiramisu. O să punem așa aici. Am tapetat așa bine. Aici lăsăm să se topească ciocolata. Și acum într-un vas voi pune cafeaua. Aici vom pune cafeaua. Vom înmuia biscuiții noștri savoiardi în cafea și îi punem aici în interior. Și voi pune unul și pe lateral, așa aici. Și acum să vedem dacă s-a topit ciocolata.
O puteți pune și așa sau o mixați în momentul când este rece. Bună ziua, Cosmina! Mulțumesc, mulțumesc! Bună ziua tuturor și bine ați venit! Așa, eu am pus aici primul strat. Aici avem ca ciocolata cu frișca noastră. Nu este îndulcită. Ciocolata este 60% cacao. Așa. Trebuie să se răcească puțin ca să o putem pune. Așa. Am să o dau puțin la congelator. Să se răcească mai repede. Aici avem ciocolata. Și o să o mixăm puțin cu mixerul, să o facem mai groasă, să facem un ganaș. Așa, am să las așa. Așa. Aici avem biscuiții noștri savoiarde. Aici, uitați, vedeți cum s-a făcut ciocolata cu frișca? Le-am bătut. Așa. Aici avem spuma noastră de cafea. Aici avem frișca noastră bătută. Ia uitați, am bătut-o înainte. Așa. Și vom pune mai întâi un strat de ciocolată. Am pus așa un strat de ciocolată. Acum punem din nou o biscuiță savoiardă. Îi dăm prin cafea. Mai punem unul așa aici. Acum voi pune puțină spumă de cafea. Așa.
vedeți cum arată? Un deliciu. Așa, nu punem multă. Așa. Și am să pun și puțină frișcă. Frișca proaspătă, lichidă, aveți grijă când o bateți. Așa să nu se taie, ca să faceți mult. Așa. Și acum punem ultimul strat de biscuiță royale. Și asta ultimul strat o să fie baza. Apoi o să întoarcem. O să dăm la frigider și cât facem noi salata noastră, o să stea la frigider și apoi o să întoarcem. Încercăm să întoarcem. Așa. Și mai punem încă una acolo. Așa, și acum îl dăm la frigider. Să vedem. Îl dăm la frigider și... Așa. Și să-l întoarcem, așa. Ah, și acum am să pun frișcă peste. Aceea îl dau la frigider să se întărească bine. Așa. Așa. Și acum vom pune cacao. Așa peste. Aceasta este tiramisu făcut la minut. Cine dorește, poate pune puțină cafea, spumă de cafea așa peste. Cine dorește. Așa. Nu vrea să cadă. Așa, ia să punem așa. O puneți într-un poș și decorați dacă doriți. Așa.
Ia uitați. Tiramisu cu ciocolată, cu spumă de cafea, cu frișcă, făcut cum îl fac eu acasă, la mine, pentru familia. Tiramisul este gata, așa arată în interior. Să tăiem o feliuță și să vedem cum este. Ia uitați, așa. Este super, super, super. Așa. Este un deliciu. Sper că ați încercat această rețetă de tiramisu cum îl fac eu acasă, cu ciocolată, cu frișcă, cu spumă de cafea. Eu vă doresc multă sănătate. Vă mulțumesc din suflet pentru vizionare. Și ne vedem cu următoarea rețetă. La revedere și o zi frumoasă în continuare, pupici!